prea cucernici părinți consilieri, prea cernice părinte protopop, prea cucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această duminică minunată, când s-a resfințit biserica dumneavoastră, ideea pe care Evanghelia citită ne-o sugerează este următoarea. N-au putut că n-au crezut. Acest gând aș vrea să limpezesc în cuvântul meu. N-au putut că n-au crezut. Întâmplarea avea loc în preajma schimbării la față. Domnul Isus Hristos cu trei dintre ucenicii săi, cu Petru, cu Iacob și cu Ioan, s-au suit pe muntele taborului și acolo Domnul s-a schimbat la față. La poala muntelui au rămas ceilalți nouă ucenici. Și între timp, un tată necăjit, ce părinte nu-i necăjit când este bolnav copilul? Un tată necăjit, al cărui copil ne spune Evanghelia că era lunatic și s-a aruncat în apă și în foc. Un tată necăjit a venit la ceilalți nouă ucenici să-l roage, să-l tămăduiască și nu l-au putut tămădui. Iar după ce Domnul Hristos a coborât de pe muntele taborului, a venit tatăl, a îngenunchiat și l-a rugat și Domnul Iisus Hristos l-a făcut sănătos. După ce lumea a plecat, ucenicii rușinați l-au întrebat de ce noi ne-am putut să-l scoate? Iar Iisus le-a răspuns pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grezi voi, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, le zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar credința lor era puțină. N-au putut că n-au crezut. Și lucrul acesta se repetă și cu noi. O istorisire care este ilustrativă la ceea ce se întâmplă cu noi, cum s-a întâmplat și cu cei nouă ucenici ai Domnului Isus Hristos. Ne spune povestirea că un pusnic, altfel evlavios și rugător, își avea chiliuța așezată la poala muntelui și mai toată ziua era umbră. Și a citit și el Evanghelia și l-a auzit pe Domnul Hristos că dacă am avea credință cât un grăunte de moștar. Și seara când s-a culcat a zis, Doamne, muntele acestea am ține toată ziua umbră, te rog până dimineață, așa cum ai zis tu, mută-l în mare și să rămână și aici un piculeț de soare. Și atunci s-a culcat liniștit, iar dimineață când s-a sculat, a tras pierdeluța de la geam și s-a uitat și muntele nu să mutase. Și atunci a zis, am știut eu că nu se mută. Vedeți cât a fost credința lui. Am știut că nu se mută. Atâta este și credința noastră. Pentru că dacă ar fi foarte puternică, nimic nu ne-ar fi cu neputință. Acum, toată Scriptura este preocupată de această mare virtute a credinței. Una dintre cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Sfântul Apostol Pavel, de pildă, în epistola către evrei, în capitolul 11, versetul 1, zice: Credința este încredințarea în cele nădăjduide, dovada lucrurilor celor nevăzute. Fără credință e cu neputință. Adaugă el să plăcem lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te apropii de El și îi faci o rugăciune, trebuie să crezi că Dumnezeu ți-o poate împlini. Sau Sfântul Iacob, în epistola sa, în primul capitol, în versetele 5 și 6 zice De este cineva din voi lipsit de înțelepciune să o ceară de la Dumnezeu? Cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare și îi se va da să ceară însă cu credință fără să aibă nicio îndoială, pentru că cine se îndoiește este asemenea valului mării mișcat de vânt și aruncat încoace și încolo să nu creadă omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu. Deci fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Vieții ucenici N-au putut că n-au crezut. Acum, întrebarea este, totuși, dacă este slabă credința noastră. Pentru că ucenicii Domnului Iisus Hristos, în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, îi vedem apropiindu-se de El și rugându-L, Doamne, sporește necredința. Întrebarea pe care ne-o punem noi toți este, atunci cum crește credința noastră? Păi credința noastră Crește prin multe, multe mijloace. Pentru că aia, pe de o parte, este darul lui Dumnezeu. Ea pogoară de sus. Sâmburile credinței îl primim când am fost botezați. Dar la darul lui Dumnezeu venit de sus, trebuie pus umărul. Efortul nostru, zbuciumul nostru de a căuta întărește credința iată, sunt câteva mijloace cu ajutorul cărora ne întărim credința noastră. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către romani, în capitolul 10, în versetul 17, zice așa, Credința este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos, auziți? Credința e din auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui Hristos. Așadar, pe de o parte, credința se întărește atunci când ascultăm o predică bună. De aceea, pe lângă faptul că venim la biserică să ne împărtășim cu Sfintele Taine, cu trupul și cu sângele Mântuitorului, în predică ne împărtășim și cu Cuvântul lui, cu Cuvântul Domnului Isus Hristos. Acum, cuvântul lui care întărește credința noastră îl găsim și în scripturi. De aceea, bunul creștin ar trebui, ca în toată ziua, să citească măcar un capitol din Noul Testament. Vă zice că nu are timp. Eu cred că este o scuză ușoară, pentru că pierdem foarte mult timp urmărind emisiunile de la televizor. Dacă nu le urmărim deloc, putem să ne argumentăm că nu avem timp. Dar dacă le urmărim, măcar un capitol 2 din Noul Testament, ca să se întărească credința noastră. Apoi, credința noastră se întărește observând cu atenție mediul înconjurător, toată creația lui Dumnezeu. Iată ce zice dreptul Iov în cartea lui, în capitolul 12, versetele 7, 8 și 9. Dar ea întreabă dobitoacele și te vor învăța, și păsările cerului și te vor lămuri, și vorbește cu pământul și îți va da învățătură, și peștii mării îți vor istorisi cu deamănuntul. Cine cunoa nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Văzând! mediul înconjurător frumos, tragem în concluzia că un maestru a tot puternic l-a făcut. Zicea în versuri poetul creștin Vasile Militaru, care pentru credința lui a și murit în temniță. Zicea așa de frumos, Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer, dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbi nu-l văd nicăirea. Orbii nu-l văd nicăirea. Ați realizat și dumneavoastră cu noi cei mai, mai maturi, mai, să nu zic mai bătrâni, imediat după Revoluție, Nimeni n-a cutezat să zică că nu există Dumnezeu. Nu existau atei declarați. Dar în vremurile mai noi încep să scoată cornițele și să zică că nu este Dumnezeu. Înțeleptul Solomon. Cel mai înțelept om din antichitate. Și el în cartea înțelepciunii lui în capitolul 13 spune acest lucru. Deșerți sunt din fire toți oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și care n-au știut plecând de la bunătățile văzute să vadă pe cel care este și nici din cercetarea lucrurilor sale să înțeleagă pe meșter. Și eu, el, îl contempla pe Dumnezeu în toată creatura. Acum Sfântul Pavel pe care l-a mai citat de două ori, în epistola către romani, în capitolul 1, și el ne aduce acest argument. Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, adică de către cei necredincioși, este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale lui, se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Când? Atunci. Când Dumnezeu va judeca lumea? Când îl vor vedea față către față, dar va fi prea târziu să creadă atunci. Așadar, neputința apostolilor era că n-au putut, că n-au crezut. Mai târziu, când s-a întărit credința lor, au fost în stare să meargă până la moarte, propovăduindu-L pe Domnul nostru Isus Hristos. Și mai este ceva important în această Evanghelie citită astăzi, un lucru important care mai subliniază două mijloace prin care ne întărim credința zice Domnul Hristos. Acest neam de demoni nu este decât, nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Și rugăciunea și postul întăresc credința noastră. Pentru că unii părinți fac o comparație foarte, foarte reușită. Zic ei, pasărea se ridică înspre zările albastre cu două aripioare. Dacă una dintre ele este frântă, pasărea nu mai poate zbura. Creștinul se ridică către Dumnezeu și el cu două aripioare. Și acestea sunt rugăciunea și postul. Unii ar spune că e suficientă rugăciunea și nu-i nevoie de post dar cu o singură aripă nu poți spura. unii ar zice, e de ajuns nevoința și postul și nu-i nevoie de atâta rugăciune. Nici cu cealaltă aripioară nu poți bura, decât dacă le ai pe amândouă. Iată, iubiți frați și surori, gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflete astăzi, când ne-am întâlnit la resfințirea Bisericii dumneavoastră la un moment dat, până când nu s-au întărit în credință, ucenicii n-au putut că n-au crezut. De multe ori și noi ne potignim și nu putem depăși unele neputințe, unele necazuri, pentru că nu credem atât cât ar trebui să credem în Dumnezeu. Celui cu credință, toate îi sunt cu putință. Lucrul acesta a fost verificat de-a lungul vremurilor. Și mai pomenesc că un intelectual integral din ultimele vremuri a, trecut, a trăit până după Revoluție. E vorba de filozoful Petre Țuțea. El are o carte minunată intitulată Între Dumnezeu și neamul meu. Și când este vorba de credință, spune un lucru care pe unii poate jigni, dar venind de la el, n-ar trebui să-i jignească, pentru că el era un om de cultură, era un filozof. Și zice Petre așa, necredincioșii sunt niște biete animale raționale care vin de nicăieri și merg nicăieri. Fără credință E cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Amin. La mulți ani!